Un număr semnificativ de persoane a participat joi, 26 septembrie, la audiențele ținute de inspectorul școlar general, profesor dr. Luciana Antoci, alături de inspectorul Cristinel Iordăchioaia de la ISJ Iași, la Colegiul Național Mihail Sadoveanu din municipiul Pașcani. Oamenii au încercat să afle răspunsuri și rezolvări la diferite situații din sfera educației. Fiecare participant a vorbit în particular cu cei doi inspectori. Astăzi, în comunitatea educațională de la Pașcani, în programul început cu un an în urmă, intitulat Audiențe în județ, care presupune, practic, întâlnirea cu diferite categorii de persoane interesate de viața școlii și identificarea de probleme și de soluții pentru rezolvarea lor. Astăzi suntem la Colegiul Național Mihail Sadoveanu din Pașcani cu o agendă care presupune un număr semnificativ de persoane care își doresc să intre în dialog cu noi, reprezentanții Inspectoratului Școlar, pentru a discuta despre ceea ce îi frământă pe oameni cu privire la școală. Fie că vorbim despre profesori, despre directori, despre părinți, despre elevi, sunt categorii de persoane cu probleme specifice, iar pentru fiecare în parte căutăm și găsim soluții. De precizat este faptul că cel mai controversat subiect de actualitate din învățământ este contractul educațional, care se încheie pentru elevii din clasele pregătitoare a 5-a și a 9-a. Astfel de audiențe în teritoriu au mai fost susținute de reprezentanții inspectoratului și în alte localități, iar demersurile vor continua și în perioada următoare.